Febra pregătirilor pentru nunta anului, cea a prințului William cu Kate Middleton, a ajuns până în New York. Pasionate de tot ce este nou, americancele au dat iama la saloanele de înfrumusețare cu o cerință specială. Vor să aibă un look cât mai apropiat de cel al viitoarei ducese. Părul, silueta, stilul vestimentar, când vine vorba despre Kate Middleton, totul este un trend zilele acestea. Mii de femei din întreaga lume o privesc ca pe un model și ar face orice să se apropie ca look de aleasă a prințului William. What's the most important part and what makes Kate look so beautiful is really hitting around the cheekbone area and it really opens up. În acest salon din Manhattan, dunsorile stil Kate Middleton sunt la mare cerere în ultimul timp. Ce le fascinează atât de mult pe americance la viitoarea ducesă de Windsor? Kate Middleton's living in the fairy tale. She's going to become a princess, and I think regardless of whether or not there's America has a royal family, I think that's sort of every girl's dream. So is it your dream? I wouldn't mind it. She is so beautiful and she makes it seem so effortless to be beautiful. And she's in the eye of everyone right now. Nu numai tunsoarea lui Kate l-a impresionat pe americance. Inelul de rocon purtat mai întâi de Diana, uitărui de prințul William, logodnicei sale, este la mare cerere. Atelierele care fac astfel de replici au fost chiar nevoite să angajeze personal suplimentar pentru a putea răspunde cererii foarte mari. It's been extraordinary. When the engagement was announced, we had so many phone calls and then our server that connects the internet to the public crashed. În onoarea celor doi miri, câteva sute de americani au organizat chiar o petrecere în stil britanic, într-un parc din Manhattan.